i-a reproșat că a întors capul după alt băiat. Care să fie adevărul? Dacă ai trecut o din decepție, în dragoste, nu trebuie să fii suspect pe fiecare. Ți-am spus că te iubesc și în mine. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului dacă m-ai mințit cu ceva sau a fost altceva în sufletul tău, să se întâmplă și tot ce mai rău. Dacă tu... Da, mi-ai spus. Mulțumesc. Așa să fie. Da. Că nu l-ai privit. Sunt sigură de asta. Așa? Că n-am privit cu altul și că n-am vrut niciodată să m-am gândit la el ca un potez de lume sau că aș vrea să formez cu... Nu. Asta n-ar fi nici dacă m-aș despărți definitiv de tine, nu mi-a plăcut. Stai răsit că nu ai la alții mea. Orice om poate să aibă dubii. Tu dacă aveai un dubiu sau dacă ai avea vreun dubiu, eu ți-l lași. Face să dispară. Chiar nu se pune problema de gelozie între noi. Cel puțin nu aici, în interiorul competiției. Mă referam la cineva din trecutul ei. El nu există, doar că am mai discutat noi așa și a venit vorba în subiect și mi s-a părut mie. Datorită faptului că sunt gelos, m-am gândit că poate ar fi sentimente sau poate că s-ar mai gândi. Este doar o părere de-a mea și am întrebat-o. I-am explicat, știe toată lumea că nu am avut niciun fel de apropiere cu nimeni. Andrei chiar nu suspectează niciun fel. Băi, eu n-am avut niciodată niciun fel de apropiere de acest băiat. Din moment ce tu nu mi-arăți cât îți arăt eu că te iubesc, frate, da, este un chin să știi să te iubesc pe tine. Că tu nu mi-ai arătat până acum sau nu m-ai iubit cât te-am iubit eu pe tine. Tu simți că e un chin pentru tine? Nu. Nu simți că e un chin? Bine, o să vezi, o să-ți arăt că o să fie un chin să mă iubești. Dacă nu ne certam și dacă nu ziceam, eu nu făceam niciodată. N-aveai niciodată treabă cu nimic, adică, îți spun eu. Ce nu făcea? Cu unghiatul, cu astea. Cum te-ai dat unghiatul? Crezi că dacă ne-am certat, uite, nu te mai unghi. O să te unghi că ne înțelegem perfect. E pur și simplu când simt eu, o să te unghi, te unghi. Păi da, și am observat că nu mai simți de vreo două luni. Asta înseamnă că nu te iubesc. Exact, de vreo două luni am văzut că nu mai simți. Nu trebuie să te unghi în continuare că te iubesc. Da, exact. Nici eu nu înseamnă că trebuie să te pup. Se comportă puțin mai, nu mai rece, dar parcă nu se comportă la fel ca la început. O să văd că ești dulce cu mine, nu ca fierea. Camiera. Când o să simt atunci cât sunt atunci o să mă iubești bine, până atunci nu vreau să te iubești, lasă-i. Nu, până atunci nu o să simt că mă iubești. N-am cum să ți-i demonstrez, da, decât să stau lângă tine. Da, o să stau lângă tine, o să mă căsătoresc cu tine. Crezi? Nu, dacă tu vrei să spargi joc de relația ta și să... Așa o să-mi bați eu. Aștept mai mult din partea ei, mai multă iubire, cum și eu îi ofer. Eu sunt la fel, asta e părerea lui, pentru că el s-a învățat cu iubirea care o dau și vrea din ce în ce mai mult, asta tot. Te-ai avut și tot grijă să-mi așez și mi-e pat? Am plecat eu ultimul din pat sau vrei să mă disperi acum? Sunt tare în gură, de exemplu, una din felul că nu-mi place. Păi văd că tu ești tare în gură. Păi ai urlat și urle așa. Frate, ochii parcă îi trebuia eu să... A scos, s-a întrebat. Și nu trebuie să-mi suflet cu mie, că așa vrei tu să găsești acasă. Că eu nu cred că mai dus pe mine și eu poate să urată în cameră pe lângă pata, pe unde acum. Când a fost ziua noastră și mi-ai făcut tu, frate, un cadou frumos. În afară de acest tinel. Am făcut video, te-am cerut în căsătorie. Păi după aia. Și după aia. Poți să-mi desenezi ceva, poți, fără să spună fata. Păi cum, dar mi-ai spus să te desenezi pe tine? Bine, mergi în momentele alea, că erau grele. Mireasă pe...